Verbeck. Ce frumos. Deci a spus că le-ați luat cu coarnele mai mari, așa vă plac? Așa, le-am ținut să aibă corni mari deschise. Ce faceți? Bună seara! Seara! Poți să vă... ce faci în ceas? La mine, ia pe cea, meserie. Să sperie de noi! Am fost și am filmat în 5 așa o, da, da, o chestie de asta. Se practică acum așa la dumneavoastră? O folosiți? Dar știți de ce a spus domnul Suciu că o folosește? O spus că mulge și soția dânsului. Și a spus că pentru femeie e greu, că te zmâcește. Așa când o închizi aici, nu mai pleacă nicăieri. E adevărat? Dumneavoastră sunteți din Sibiu, că aveți clopul, se vede, nu? E la Gavici, de la Vada. Știți ce a spus domnul Gavici? Că văd acolo să șobenii buni, care le place. Nu se plictisesc. Asta e o raritate în ziua de astăzi. Bă, dacă e așa, au fost crescuți. Bă, sunt mulți care au fost crescuți și au vândut și au plecat pe dincolo. Da, mulți au plecat pe dincolo. Este curent aici? Da. Da. Nu luați mâine. Dar se sperie dacă vin mai aproape. Nu zic de mine, dacă trec. Trec. Da, cum vă numiți? Domnul Daniel. Domnul Daniel. Domnul Daniel, este diferență între ciobănit aici în zona noastră și la Sibiu? Dacă îți place, nu e niciune diferență. Da, așa ca și tradiție, ca da, și obiceiul. Nu? Și în ce constă diferența asta așa? Nu, sunt mai multe dealuri, mai pe la munte, felul cum ieșesc. Adică aici e mai ușor. Mai ușor. Ciobănia mai ușor. Ciobănia mai ușor. Ciobănia mai ușor. Vă place zona noastră? Ne place. Știți cum este? Eu am tot filmat și am văzut undeva, de exemplu, cum spuneți dumneavoastră, te duci către munte, pășunea o închiriezi, pășunea de la oameni, e mult deal, multă pădure. Aici când te uiți, mergi cu oile acolo și vin apoi. Pare ușor și este. E ușoară ce bune aici, în față, de la munte, e ușor. Oile cum sunt? Ca să ne spui, mai, acolo față de aici, mai grase, mai slabe, cum sunt? Acum depinde și de ce bani și de stăpân. Dacă bune, nu? Da. Acum știți cum este că înainte, acum dumneavoastră, de cât timp umblați la oi, dacă nu vă supărați? E cu 20 de ani. 20 de ani. Înainte erau oile la număr, să fie, nu da, era. Da, da. Acum se ține calitate, să dea producție, adevărat, nu? Da. Dumneavoastră face și brânza? El îi face. Aoleu. Cât ne vă fecioraș? Dau mulți înainte. Păi nu ești chiar fecioraș, acum ești un forță. El e șeful stânii, cum să zice? El e șeful stânii. El e șeful stânii. Da, ai învățat de... Te-a învățat cineva sau ai furat? La meseria asta se cam fură. Se cam fură, nu? La prima oară trebuie să ai microbul, că toată, da, că toată lumea îi spune microb. Când ai microbul e ușor. Ați văzut că noi, cum a zis domnul Suciu, zic că mă, când îți intre mirosul în haine și nu mai ai cum să mai scazi, nu-ți trebuie ție să mergi în lume. Am fost și iar am uitat. Ați făcut transumanța, domnul Daniel? Da, am fost. Nu? Dar la munte cu oile ați fost? Da. E ușoară viața la munte? Dacă îți place, e ușoară, e cam... E greu, nu? E greu. Câțiva kilometri mi-am luat pe jos, pe Măgari. În care ai venit pe Măgari?
acolo dormim cu joc. Aia e casa. Aici, din privința asta, în zonele noastre, aici e bine. Da, aici e rută, în alta, în care e pregătit acolo să o faci tu. Eu sunt născut în Brașov, în Zănești, Brașov. 20 de ani am stat acolo. Tot zona aia dumneavoastră, apropiere, așa. Apropiere. Da, este adevărat că tradiția asta cu... cu telemeaua, de acolo în Sibiu se trage, da, da. Nu? Există o legendă, cum s-o descoperi? E o legendă asta. Dar nu, dar zic, cum s-o descoperi că se face telemea? De când? Aveți așa... N-am așa experiență, că n-am prepus capace. Să văd o... chiar așa... Da, da, da. Faină zona aici la voi. Cât te duci, cât te uiți... Asta aici e frumos, ia uite. Am zis că la noi este frumos, dar aici e mai mare. Este mai la vârf. Da, aveți o grămadă de iarbă. E... Da. Este, am bun până am... Nu știu, am filmat pe cineva în Tellerman și era chiar la gran... la peste un dâmbuleț, la 10 metri, era Dunărea. Dar era despărțit de o pădure depusă de Ceaușescu. În pădure, domnule, era plin de iarbă. Plin de iarbă. Așa e și la munte, între copaci. Așa e și la munte. Acum e cam plin peste tău. Peste tău locuiește și la munte este iarbă. Munte, ai multă pădure, munte. Eu ți-l am aici. Pe Cerraș, îți place în Strungă? Îmi place. Deja au dat-o, da. Deja au dat-o franceză, e gata. S-a terminat. Dacă pășea ăștia un club undeva pe aici, mai aproape, pășea mai mult. Îți place clubul, mă? Mă, la, auzi, la toți, la câți ani ai? 18. Tot la 18 ani am plăcut clubul, mă, ce tot vorbești? Ție nu ți-a plăcut? Nu, îi place și acum. N-am plăcut. Nu? Asta e altă, discoteca. Da, ați folosit-o vreodată? Cușca? Da. Nu. Ați luat-o doar așa? Nu mulgem de multă vreme, ca comanda mie inima. Bă, la noi sunt care mult din sfârșit de martie. Și ne-am dat o tură de mine, dar n-am avut cine multe. Bă, te vedeți? Asta e marea problemă. Când poți să iei producția de la oaie, să faci un ban, că până la urmă și bagi în ele, n-ai cu cine să muncești. Asta e marea problemă. Înainte se întâmpla așa ceva, nu exista. Nu exista. Cum să nu muști tu oile? Nu muști. Și de 3 ori pe zi, dacă se putea, nu? Cam așa. Se pierde a treia. Se pierde că oamenii mai sunt. Și atunci erau ciobani, ciobani, nu cam. Și apă cum... Nu mai sunt ciobanii care... Povestea cineva, aici tot în județul Borlea asta, pe domnul Valentin Tinu, dacă știi cumva. Deci am înainte... Valentin Tinu, din Borlea asta, lângă Spermezeu încolo. Povestea și că înainte făceam întrecere la mulți. Da, ne uitam... Nu! Se uita care mulge mai repede să-i dai drumul la iarbă, la oi, să fie a lor primele care merg la iarbă. Acum, dacă nu mai mulge, ce să mai intereseze? A și umplut? Da, da. Au, de lapte. Sunt bune de lapte. Înseamnă că au mult lapte, mă, dacă ați umplut deja. Dacă o mânuță de oi, ce ce dau bugă de bine. Câte mulgeți? 200? Nu, zis cineva că acolo, ca la 120-150, este bine să mulgă un cioban într-o zi. Să nu îți omor mâinile. După ce ești vârst, am mulci. Am mulci 2, câte 300 și... Am fost la un domn, chiar asta m-am uitat la video lui, Viorel Buhail chema,
putea să mulgă 750. Nu, putea să mulgă. Și 200 avea oameni să mulgă. Nu. Câtă pierdere, nu? Avea oameni, dar cum sunt? Este ca și cum domnul putea să mulgă 900, dar n-are cu cine, mulge doar 200. Că n-ai ce face. Da, da. N-are unii valorificat produsul sau... Mă, nu are, nu are oameni, nu ai oameni. Lipsă de... E cum ai spus tu, mă, și noi puteam să mulgem, dar n-am avut oameni. Primatură. Dar și la noi să știi că este o strategie asta, să fete de vreme, dai mie ei, că atunci, de începând din sfârșitul martie, aprilie, mai iunie, faci bani pe lapte. Că... La noi se dă laptele. De ce, mă? Clienți vor fi mereu pentru... Cane și la lăpterii clienți sunt, câteodată să mănâncă brânza, laptele. Da. În cât timp stârpești o oaie dacă nu o mulci? 3-4 zile, depinde. În 3-4 zile e gata? 5 zile, o săptămână. Cam așa o stârpesc astea. Restul, nu știu. Bă, dar știi cum este? Nu există mari sau mici ciobani, există fiecare cu zona lui, nu? Fiecare cum. Dacă tu așa-ți faci treaba și așa-i învăța și așa știi, nu mai contează că vine altul și spune, băi, eu fac altfel, că nu, nici nu cred că contează. Eu pe domnul, că știu că e de la Sibiu, de-aia l-am întrebat, mă, cum e acolo diferența față de la noi? Aici. Ce mai recunoscut sunt sibienii ca și ca și corectitudine, și ca și ciobănie, și ca oi frumoase, nu? Da. Nu ai fost curios niciodată, Feciora, să mergi, să vezi cum e pe acolo? Nu, n-a fost în pas. Mai aici ani cu... N-am avut. Dar de la câți ani ești, mă, la oi? Aici. În general, la oi. 7 ani? Și aici? Aici, păi de la 7 ani lucrez. De la 7 ani lucrez aici? Prima dată am fost la 4 ani, la urmă. Păi tu ești, mă, cioban. Tu ești cioban, serios, mă. Oh, cioban. Deci în același loc de 20 de ani. Aproape. Ați văzut, domnul? Da. Rar... Da, în continuu, că mai pot să pleca, dar majoritatea cam aici. Bă, și străinătatea e bună, să vezi cum este. Știi că multă lume se gândește... Vedeți că scânii cu colași într-o dată, dar nu e așa. Bă, dacă mergi la muncă și muncești, poți să faci. Dar știi cum este? Când mergi dincolo și te gândești că stai o lună și ai făcut bani, nu merge. Ori stai un an, doi, ți-ai făcut. Eu am acum 18 ani. Eu acum am 18 ani. Aș pleca 2 ani, 3 ani, în orice țară 4 ani. Și pe așa, dar strânge bani, nu concedii din august, fără august. Fără concedii. Muncă. Bine, cu toate că e greu, dar după 20 de ani pot să spun că fac ceva să stau liniștit. Exact ca și aici. Sunt mulți care merg și muncesc 3 luni și după aia nu mai fac nimic ca 3 luni. Pe banii se duc. E măr la sezon. Bă, uite, în schimb, este unul George Ciocan, îl cheamă din Corvinești. Ciocan, George, cum îi spune. L-au mers la sparanghe și l-au acasă din sus de mine. Dar a fost și-o tras acolo cu ore, 15 ore, cât a fost de muncă. A reușit. Păi nu? Și are și vreo 152, cred că. Dar le-o dat la cineva, face, bă, ocupați-vă că eu... Nu mai frumos, domnul Gabi, că nu-i bun la plămâni. Eu am fumat 20 ceva de ani. Și într-o zi n-am mai avut țigări și n-am mai simțit nevoia să iau țigara. Deci eu o zi nu m-am luptat cu ideea aia, am pot. Nu mai întreabă, eu azi, o lună nu mai întreabă. Păi atunci n-are rost să fumați. Nu mă, le stricați. Atâta. Fumați voi? Da. Încă n-am văzut pe un cioban să nu fumeze.
O zis băiatul că de la 7 ani la dumneavoastră. De mic l-ați luat? Am făcut și școală. Unde? Lipsa de construcție, să știi. Unde ai fost bun la liceu? Agricole, la Măsii. Dar de acolo o absorbe fiica mea. Am făcut 11 clase. Mai la oi, mai la școală. Mai la oi, mai la școală? Bă, ai diploma, ai, nu? Știți, știți bancul ăla cu diploma? Îl știți? Da. Știți? Și că mă, când a făcut Dumnezeu lumea, era un butoi așa cu minte. Și a întrebat Sfântul, Doamne, câte minte le punem? Păi le punem un polonic. Nu, s-au născut, au venit mulți, sunt puțină mintea. O ajuns la jumătate. Și întreabă Petru, bă, Doamne, cât îi dăm? Pune-le jumate. La un moment dat n-a mai fost minte și întreabă, Doamne, ce facem? Dă-le diplome de încolo. Trebuie să ai minte, să ai diplomă, nu? Acum, nu-i de tine, mă. Eu le zic asta la ingineri, știți? Că mai vine câte unul. Bă, zic, hai să vă spun eu cum e cu ingineria. Practica, nu toți, la unii. Diploma. Cum? Practica contează, nu diploma. A, nu, dar sunt câte unii, știi, care trebuie să le spui bancul ăsta cu diploma. Exact. Băi, este bună și școala, că școala te învață lucrurile elementare și îți dezvoltă capacitatea de a magazina, adevărat? Da, dar cel mai mult contează experiența de viață. Acolo este. Exact. Și să nu mii. Noi avem experiențe cu cioban care nu-s serios și dacă am filmat mulți. Și așa că am despre noi, că am ce zis. Nu. Eu zic că, în general, zic, cum tot filmez, auzi fel și fel de povești, nu? N-am eu treabă, că nu cunosc. Dar unde v-ați gândit să luați chestia asta? Apoi am zis că continuu merge, dar n-am mai avut treabă. Pentru că în alt an eu făcut figura, anul ăsta n-am avut treabă. Adică merg mai... O sta mai greu, mai rău. Păi se zice că cele care la prima... Cum se... Miurile, dar nu mai fost nevoie deocamdată. Păi nici de acum. Văd că aveți și... iezi. Avem câteva capre așa, să fie cu pată de culoare. După mine, cea mai bună brânză e combinația asta de capră cu oaie. Vă faceți pentru dumneavoastră doar de capră, de exemplu? Nu. Toamna? După ce nu mai dau oile lapte, faci. Dar cea mai bună brânză este, domnul Baci, cea mai bună brânză este... Acuma sau toamna? Toamna. Păi, depinde. Acum să vă spun cum. Unii spuneau că acum că e multă floră și unii spun că toamna că e mai grav. Nu e așa grav ca toamna. Dar și primăvara se zice înainte de aletumbia, păi nu știu. Păi da, e bună disciplină, primăvara, atunci până în mai. Și mai ales că e multă floare, au zis. E bună oricum, dacă faci bui bine, e bună. Încetul cu încetul lumea se obișnuiește cu brânza asta comercială din magazin. Dar dumneavoastră știți că nu tot timpul am avut. Acum vreo 15 ani luam brânză din Kaufland, serios. Îmi plăcea că era așa pătrată, faină, cum e batonul de unt, galben așa. O lăsam două ore la soare, crăpa toată. Nici măcar n-avea lapte. Că noi prima oară am fost învățați să cumpărăm și după aia să ne uităm ce cumpărăm. Și când m-am uitat zic, fii atent ce mâncam atunci. Bine, acum, eu dacă tot mă duc la stâne, mie îmi place laptele, îmi place brânza, eu și carne, domnul. Oaie și capră facem, salam și, serios. Porc nu mănânc, mâncați? Da, am de toate felurile. Porcul nu-mi place. Am 30, nu mă, câți vietnamezi avem? Da. Vietnamezi? Da. De-aia ce caracter, adică ce proprietăți au față de... Au colesterol, parcă. Nu au colesterol? Nu, serios. Da. Ei. Bangalița și turoc și drag, toate felurile de porci și păsări. Chiar nu, ăștia vietnamezi, nu au colesterol? Așa se zice. Are gust, eu n-am să înțeleg, dar mi-a zis tata că să bag de seamă că are gust un pic a pește. Tu n-ai băgat mă de seamă? Toți că să bagi seamă când mânci, ca pește. Da, chiar are? Are un pic așa. Da, ca și caracteristici, tot așa, are slănină și are carne, tot așa, nu? Da. Probabil
crește mare. Până la cât se fac? 70-80. Max? Atâta numai? Da, în libertate. În libertate. A, deci ăia cresc așa pe câmp? Păi cam liberi, așa le place, că închiși nu... Deci numai, dacă îi ții închiși, numai un soar, numai grăsime. Ăștia noștri le place închiși, pe 2 metri pătrat, să se îngrașă. Dar nu-i ții închiși, nu? Mangalița asta de-a nostru, nu practic, rasă românească? Practic, teoretic, nu știu ce încrucișare a făcut. Păi da, mă, dar uite-te și la ăstea, cum, cum povestea cineva. Vrei să faci bucălaie, faci, cum e zice, bălă cu, nu, breaza. Poți să faci din bucălaie și din bălă? Din bălă. Nu? Poți. Nu? Poți face oache și din brează și bălă. A, deci se pot încrucișa așa poate. Să faci. Deci se pot încrucișa. Da, se pot, așa da. Se pot, da. Nu ies. Dar nu iasă chiar. Nu trebuie. Din brează cu bălă merge. Da, înainte se spunea că erau birci, sau cum le spunea? Da, bine, erau cu sese de carne. Aia erau. Înainte? Mai erau, dar nu. Nu, și atunci rasa asta, bălă, când s-a făcut ea? Cine a umblat să le facă? Atunci când a fost în... Alba și Haxa și ce ușa, păi acolo s-a încurțit de țară. A, deci s-au încrucișat și a ieșit o rasă și de acolo s-a... Nu? Sau... Păi acolo s-a selectat numai bălă. La șugac. De acolo s-a venit de mine. Bălă de șugac. De acolo s-a împărțit în tătă țară, așa, păi, dar dintr-un berbec, într-un an, tot a făcut, tot a ieșit 20, cât i-o prins. Și breaza la... Breaza acolo, la Cazegului. Oacheșa? Oacheșa se bine, eu ușii oacheșa. Și bucălăile în Bucovina, nu? Nu, bucălăile stăt în zona... Stăt Hațeg, zona Luncani. Serios? Da, Luncani și Novaci, alte două, două feluri de bucălăi, și de Novaci, și de... Tăi de Hațeg, Luncani. Și... în zona Hunedoare. Și care e diferența dintre una și alta la bucălăi? Păi las mai ai mai lunoasă alea de Hunedoare, așa, astea la... Eu am văzut multe bucălăi în partea aia de Bucovina, de-aia am zis că... Păi eu lua bucălăi breză, o băga bani mulți noi bucovineni și în cai. Da, să știți că am fost atât la Cormaia și au spus acolo, că mă, bucovinenii au cei mai buni cai. Da, și eu luat. Ambreze și bucălăie. Dar și sunt acolo, să știți că le ține bine oile. Sunt grase, sunt mari, sunt faine. Păi dacă erau prea mari, nu le mai puteai ține. Înainte exista așa ceva să te gândești că nu mulgi oile, că n-ai cu cine, nu exista așa. Și de 3 ori se putea. Luai și tot ce se putea de pe oaie. Acum ești mulțumit că poți, că poți mulge 200, nu? Da. Dar domnul are și pălăria o are de Sibian, de acolo din Poiană. Am fost de atât la Poiana Sibiului. La Poiana și luată. La Poiana? Am fost anul trecut, a fost în 19 septembrie, vă zic da, eu. Așa e tot anul. Da, adică în lume, e fixă. A, deci indiferent când este luni, marți, miercuri, joi, atunci, da? Și la Costești, la fel? Acolo nu știu, acolo nu cred că e la fel. Dar acolo tăcam duminica să cade. Și Sășciorul, la fel? Da. Hai, mă, dă-i în strungă cum trebuie, măi, omule. Vă zic că lui trebuie un club. Îl facem aici pe dungă. Să se audă fiscate. Deci. Da, așa v-au plăcut dumneavoastră cu coarne așa mari? Da. E adevărat că este un microb? Cred că da. Altfel nu. Nu. V-ați vedea acum să vin de sus să faceți altceva? Eu cam dat, dar nu se știe niciodată.
Aia nu e învățată. Iar, păi nu, n-au încă o săptămână de când muge. Nu? Nu, păi e duminică, nu. Nu mă se învăța, dar mie. Dar cum de i-ați dat așa târziu? Păi a treia tură. A treia tură. Le-am lăsat sterpe. La noi știți cum au făcut? I-au dat pe la jumătatea lui martie și au început să mulgă. Noi am dat prima tură în 15 februarie, după aia a doua tură în 15 martie și acum a treia și avem. Da, așa au și fătat sau așa le-ați programat să vă fie mai ușor? Le-am programat să fie ușor. Dar vedeți, la noi acolo ideea este să dea cât mai repede miei și la un preț bun și să mulgă, să dea la tank, să facă bani. Cam la miel trage, nu cui să fie mielul, cât noi nu mai luăm în calcul laptele. Nu? Păi așa, dacă nu. Cam ne asigurăm de miel să fie o medie cam la 30 de kilograme și... Da, diferența de preț este mare față de când ați dat prima oară în februarie și acum. Adică... 2 lei. 2 lei. Dar la o tură, că la o tură fă mari, că am avut o tură fătați. De prin octombrie, noiembrie, a fost cârlani. Nu, eu zic la kilogram, tot așa au fost, nu? 2 lei. Prima oară s-o dat cu 24, cred că, nu? Păi prima dată, da. Depinde și cum au fost de mari, că noi tot mari, cam la peste 25.000 de ani. Și peste 25 alt preț, sau cum? Da, cu cât e mai mare, cu atât scade prețul. Na, dacă e la 15 kg, e 24, dacă e de 30, e 20. A, da, pe oricum, e greutate. Da, atunci. Da. N-am dat niciodată, ne-am mizat pe miel, pe greutate, nu. Și acum am dat, nu mai am fost niciunul sub 20, sub 25. Dar în total câte aveți cu miei, să zicem? Păi nu le-am numărat așa exact, dar nu este destul, peste mie. Dar aveți vreodată așa un moment când vreți să le numărați sau nu vă interesează la nivelul ăsta așa? Ba, păi eu nu niciodată, dar le știm așa, când nu-i una, o vedem, că nu. Dar zic... le-am numărat când, le-am mai numărăm cam o dată pe an, de două ori le numărăm. Primăvara când e. Atunci, când tratăm, când asta, da? De îmbăiat, le îmbăiați de două ori? Am de două ori, da. Ce gras e oaia asta? Foarte gras. Și asta e rotul și ca și celelalte. Astea nu cheltuit mult. Dar cine a mers cu ele în... Dumneavoastră ați mers cu ele? Înseamnă că n-ați uitat tradiția să dormiți în cojoc, nu? Sau n-ați dormit în cojoc? Am dormit și în cojoc. Mai mult am dormit ca în cojoc ca în casă. Da, chiar, acum eu vă întreb ca un... Nu vă este frig așa, de nu? Acum bine, nici nu mai este, nu mai sunt ienile cum au fost. Am prins acum 5 ani, când o fumă acolo, la Domnești, minus 35 de grade. Minus 35? Da. Pe la minus 35 n-ai ce sta afară, domnul. Și era așa pe marginea văii. Dar nu pornea generatorile. Erau combinile acolo a pornit, dar nu puteam porni. Aveai o căruță de lemne de încălzea generatorul să pornească. Da, atunci nu... Afară, asta până în martie. Afară? Acolo, într-o colibă de-aia, în jos, unde puteai. Într-un cod de vale. Minus 35, nu o să mai vedem noi. Dar atunci știu că a fost minus 35, știi că a fătat o oaie și nu la mielul și l-am atât. Da. Atunci a fost și zăpadă, mă, că a venit, le-am dus, le-am dat porun. O săptămâni și apoi am plecat cu ele, numai în ajunul de Crăciun. Dar în ajunul de Crăciun am plecat. Păi acum o nins, cred că după a doua jumătate a din ianuarie. O nins din noiembrie și nu s-a dus numai în februarie. Am filmat pe cineva cum mergi către, pe domnul Bob, dacă-l știți. El a spus că îi calcula să fete, avea 1200, eu zis. În aprilie. În iarbă și gata. O zic că el n-are fân, n-are porumb. Când ninge, au spus să cumpără fân sau porumb. Noi avem, că lucrăm și cultură mare, dar nu merită să... În februarie, în sfârșitul, februarie, martie. Da, sunt oamenii buni, vă lasă pe tocături așa. Unii da, unii nu. Că
Că până la urmă nu au nimic de pierdut, din contră, îi ajutați un pic, îi îngrășați un pic, nu? Ureți, depinde, da? E bine, deocamdată. Sibienii cum sunt, domnul? Sunt urăcioși, răutăcioși, buni? Bine de persoane, și buni, și... Vă lăs, domnul Gabi. Mulțumesc că ne-ați primit. Salutare, băieți!